Referitor la împărtășirea de astăzi a pruncilor, Arhiepiscopia Tromsøului face următoarele precizări. Actul de împărtășire a pruncilor nu este ilegal pentru că n-ar preasfințitul Teodosie nu a încălcat nicio lege sau canon bisericesc care ar interzice actualmente împărtășania. În al preasfințitul Teodosie, ca ierarh, a ținut o legătură intensă cu clerul și credincioșii în toată perioada de restricție și a făgăduit expres păstoriților săi că îi va aștepta la comuniunea cu biserica, care se concretizează mai ales în Sfânta Împărtășanie, când se va relua accesul credincioșilor. Fiecare ierarh în eparhia sa are o anumită autonomie în păstorirea clerului și a credincioșilor. Prin urmare, având făgăduința dată deja credincioșilor, înalt preasfințitul Teodosie nu a putut să-i rănească sufletește îndepărtându-i de la Sfântul Potir. Aceasta este lucrarea lui Hristos în mijlocul credincioșilor, prin arhiereul care își exercită misiunea încredințată de Biserica lui Hristos. Discuția asupra linguriței a pornit eronat în spațiul public, întrucât biserica nu este unitate de alimentație publică, ci instituție de cult. Împărtășania nu este mâncare și băutură firească, adică aliment pentru trup, ci este hrana cea mai sfântă pentru viața veșnică, Hristos prezent real, intrând în alcătuirea făpturii noastre, prin care ne îndumnezeim. Prin urmare, este o delimitare categorică între Hristos Dumnezeu și alimentele firești, iar împărtășania și dăruirea ei credincioșilor este atributul exclusiv al bisericii.